Președintele țării, Igor Dodon, califică drept eliberarea Chișinăului victoria lui Ion Ceban, șeful statului susține că locuitorii capitalei și-au luat orașul înapoi când l-au votat pe Ceban în funcția de primar al Chișinăului. El a afirmat că cetățenii au rupt acel cerc vicios care de atâția ani a ținut captiv orașul în mâna unor politicieni irresponsabili și a geopoliticii false, zice președintele. El mai spune că ceea ce se întâmplă nu este deloc întâmplător, această eliberare a Chișinăului vine după ce tot echipa socialiști lor cu suportul președintelui au eliberat țara din captivitate spune el Dodon mai declară că sunt momente cu adevărat istorice care însă trebuie să aibă o continuare prin rezultate bune pentru oameni și să devină istorice prin schimbările pozitive care se vor face pentru moldoveni, a scris Igor Dodon pe Facebook. În opinia sa, votul cetățenilor pentru Chișinău îl obligă pe noul primar ales, Ion Ceban, să fie un primar al tuturor, indiferent de preferințe politice. Igor Dodon a îndemnat socialiștii și blocul acum să formeze o majoritate în Consiliul Municipal Chișinău chiar în această săptămână.